Am discutat un pic. A luat primul de acolo? Da. Așa, să se risească pe acolo. Așa, nu de-a putut. Explozia a avut loc în camera de încărcat baterii a societății de telefonie. O parte din angajați au fost evacuați de teamă că ar putea să se intoxice cu gazele emanate. Mirosul se degăgea și în exterior. Mai avea încă 4 în spate. Conductori care duceau tot în sus. Ok, am înțeles. Deci voi numai la bateria din dreapta, repet. Bateria din dreapta și asta din stânga. La o cameră de încărcat acumulator de la sediul Romtelecom, din cauza unei defecțiuni la această instalație, s-au produs degajări de acid sulfuric care puteau pune în pericol persoanele care se aflau în clădire la momentul respectiv. Pentru minimizarea riscului de explozie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a intervenit cu 2 autospeciale. Acum, aceștia încearcă să stabilească cu exactitate cauzele producerii accidentului.